Salutare fraților și bine v-am găsit la un videoclip despre și cu Minecraft atât ați văzut ce mai fain introducere uh, fraților ne regăsim aici pe enigmatica un uh, mod care practic uh, îmbunătățește Minecraft-ul cu mai multe în mai multe privințe și ne oferă nouă variantă să facem cât de mai multe chestii o să wow și Interesant. O să vă prezint eu mai mult uh, și în detaliu acest mod, dar uh, vreau să vă spun că mi se pare genial, l-am văzut pe YouTube și am zis hai să-l încerc și să filmez. Am vrut să mă juc solo, adică oricum suntem în solo aici, ăsta e single player, tocmai am apăsat pe tab, dar voi nu vedeți chestia asta, <laughs> mi se pare evident, n-am cotează. Uh... Și am zis, bă, hai totuși să filmez, chiar dacă, măcar dacă filmez, să filmez când, când mă joc, știi, și poate cu ocazia asta o să iasă o mică serie, cine știe. Așa, așa, că am zis, hai, hai, hai să începem aici o lume nouă și să ne jucăm. Deci, ideea, modul ăsta, regrupează multe moduri de care vă place, pentru că mă -am duc pe stream, tocmai ați observat Industrial craft -ul. Asta îmi place mie, nu voi urâți în eu îl iubesc, pentru că e mod simplu și creierul meu mic îl percepi. Uh, dar mai este un mod, o parte să nu mai facem atâta zgomot, pentru că crește hunger Și, uh, hai să deschidem această carte care o primim, Questbook, de la început. Dăm click dreapta și începem. Deci, astea avem aici, uh, Party, Team, Quest, noi să mergem la Quest și mergem cu Getting Started. Welcome, dăm click bifăm, detectează și vom prima aceasta. O să spun că nu o să traduc, vă spun deja, nu o să t -t traduc tot, numai ceea ce ne interesează. Dați-vă pauză, citiți, traduceți singuri, pentru că e foarte mult de tradus. Ideea e că aici spune practic că suntem pe un mod expert care practic ce face modul ăsta face și Minecraft-ul să fie foarte dificil. Și zice ceea că ne zice că ar fi bine să automaticăm, să automatizăm crafturile, în pare rău, nu mă știu ce vorbesc. Cât de mult posibil și cât de devreme e posibil, pentru că lucrurile o să fie foarte dificile. Aici dacă dăm claim o să primim toate astea. Și ce vrem noi să facem cu acest lucruri, cu acest, a, ah, și avem vein mine. pentru cei ce știu, practic apeși pe un buton, minezi cu un item în mână și cadităt ca si și distruge efectiv tot. Și facem chestii. Quest completed, you we have Vein Miner. Cam despre asta tocmai am zis. Quest complete. O să ne dea patru chesturi. Grozav. Foarte dificil uh, de făcut chesturile în jocul ăsta. Nu este la fel de facil uh, pe cum credeți. Oh, wow, aici arată chestii. Armură chestii. Uh, zice asta să facem backpack. Cum facem noi backpack-ul? O să folosim foarte mult um, too items Ca să citim, să vedem. Ok, deci ne trebuie practic. O, oh, de doar două plankuri. Uh, crafting table. Și hai să zicem noi că asta ar fi casa noastră. Ne nah, ai prea în pământ. Crafting table. Uh, și backpack. Wow, leather tier 3. Aparent au șastea nivele. Small backpack. Bun, am făcut asta Următorul. Scanning. A, zice să facem un scanner. Asta nu știm noi ce asta. Deci, practic, trebuie să facem lucruri de aici. Trebuie să facem lucruri de acolo ca să putem... Wow! Ca să putem să deblocăm diferitele zone din acest cupă cer, ca așa se numește. Yeah, tocmai am primit și level quest completed, harvest level 0. Ok, deci tocmai am primit aici și trebuie să alegem. Steel knife, nether ce zici de asta? Pan, asta practic panul e uh, tigaie, dar noi o să luăm cactus sword blade. Pentru că să facem o sabie e foarte important. Și o să folosim uh, ustensile. Uite, am descoperit aici tin Aluminium, noi O să folosim ustensile din flint pentru început, avem deja nevoie de mâncare, um, hai să facem noi niște mai mult vein mine aici și am descoperit, ca să facem rost de gravel și gravel poate fi foarte de folos, cred, pentru început. Și hai să vedem aici, pe munte, să vedem ce se întâmplă. Inventau să facem și o casă. Oh, măr? Am primit măr? Yes, am primit măr. Wow, mamă câtă mâncare consumă ven mai ul Băi, consumă, consumă mult. Este și saturații, nu știu dacă puteți observa bara de hangar aici jos e cu saturații, tot felul de nebunii de-astea. Apa, stai așa, că nu e așa, ni bobele, că noi cred că tocmai am găsit o, 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 mâncare foarte bună aici. Când, în general, poți combini chestiile astea. Foarte multe moduri care nu pot să vă le spun, pentru că nu le știu. Vreau să mă duc în partea asta a insulei. Noi suntem, practic, tu mai insula bântuiți de soartă. deși parcă în partea cealaltă părea mai fain Căutăm noi copaci cu mere, dacă ar fi genial. Pentru că, da, mai nou, fructele cresc în copaci. Pe asta nu știați. Putem crafta copac fructifer, dacă nu mă înșel. Numai că e un pic... Noi, gen, avem nevoie de merele alea care să craftăm copacul. Ai nevoie de trei mere și un sapling. Orice sapling. Și devine copac fructifer. Numai că nouă ni lipsește mărul. Așa că o să facem fără. Eu am fost spawnat în jos uh, josul acestei insule, acolo unde m-ați găsit uh, acum câteva secunde, câteva minute. Și uh, m-am mișcat un pic, numai cât descoper și pe aici. Copacul ăla trebuie ținut minte, fierul trebuie ținut minte și aluminiul la fel. O să încerc să nu alerg și o să ne facem noi o căbunuță aici. Asta e clar o să fie mina, da? Să încercăm să... cred că, cred că foarte mult am consumat când, în momentul în care noi am făcut Veinmine la acel, cum se cheamă, Gravel, acel Gravel, foarte mult Veinmine, așa că presupun, din cauza asta, noi nu am avut șansa, de fapt eu nu am fost atent, fraților o mică cabană așa, numai mai cât din început, o să facem totuși de trei înălțime. Și după aia o să, să începem să facem questurile pentru că ați văzut primim lucruri destul de interesante și chiar trebuie să avansăm. Questurile ne ajut, de ce fac questurile? Știți că gen sunt um, sunt un mod pe care au questuri, dar gen nimeni nu le face. Numai că aici, în afară că mă învață pe mine ce moduri folosești și pentru ce, Mă rog, nu când ne-ar să facem altceva. Dar ne dă... Ne dă chestii de fiecare dată când le facem. Și, na, până la urmă e interesant, știi? Cui nu place să primească lucruri. Hai să căutăm noi acum aici door. Ușă, pentru că ceva îmi spune că nu... A, bă, da, încă se face ușa cum, cum știm noi. Um, cu vechea rețetă, nu știu. Deja o, o, schimbare majoră e faptul că nu primim... Um, Faptul că nu primim 4 lemne, primim numai două e deja o chestie foarte mare, și nu e neaparat uh, spre binele nostru. Bun. Spunem aici tot crayvalu, și aici eventual spunem tot ce ține de. Um, cum e zice, zi, zic. <laughs> cum e zice, si zi, zic, nenică. Tot ce ține de lemn, chestii de genul. Hai să vedem dacă bolurile se fac tot la fel și să vedem magia, magie, te rog. Nope. Nu vrei? Chiar? Nope. ok. Și powder. Putem mânca chestia asta. Hai să mâncăm, măi, chestia. În cel mai rău caz mor. Wow. Ah, ok, se vârte cu mine, dar măcar nu-mi dă mâncare. <laughs> le am drogat. Oh my god, ne-am drogat. Sunt drogați. Vai, dar ce a e senzația. Mamă, mamă. În Minecraft Vanilla foarte rar am... Am întâlnit eu tipul asta de senzații. Neuzia, cum îi zice. Cum îi zice. Și o să vină zombalei. Which is very, very bad. Bun, hai să o luăm să facem convenabil pentru că eu nu prea am făcut ceea ce trebuie și noi acum vom începe din modul oh. uh, din modul Tinker's Construct. Cred că l-avem prindeva pe, pe aici. Clay bucket. Ei, trebuie clay, trebuie să mergem după clay, dar nu asta. Hai să vedem noi aici Tinker's Construct. Nu este mecanism, nu. Extra Tomcraft, Forestry, Industrial Craft Industrial Craft, o să vedem să, să începem chestia asta Gates, asta nu știm noi uh, Bun mm -hmm. Deci ne trebuie Clay Bucket Ca să facem noi Uite, avem Thermal Expansion Oh my god ca să încep, trebuie ok. Ender U, asta știți voi foarte, foarte multe. Eu mai puțin. Uh, uite, asta îmi place aici. Immersive Engineering. Asta îmi place extraordinar de mult. Plus că în modul ăsta ne ajută foarte, foarte mult. Forestry de asemenea cu albinile și astea. Tot timpul mi-au plăcut să le folosesc. Industrial Craft-ul, totul lumea îl cunoaște. Gates-ul, cred că îl știți și voi. Dacă e ceea ce cred. Coke Brick. Da, asta pentru imersiv. Și asta o să ne trebuiască. Acum așteptăm să vină ziua sau eventual mergem la minat. Deși nu prea avem cum să minăm. Așa că, având în vedere că acolo nu ne-a dat risipuri, noi să facem așa, pentru că n-am găsit. Ne trebuie blank pattern -uri. Cu astea blank pattern-uri, pui unul acolo, faci stencil table. Cu stencil table, mai pui unul așa și faci part builder. Uh, ne trebuie un chest știu că chestul nu se craftează cum shulk, din shulker box. Treated wood plank și treated wood plank îl faci cu Creosol oil bucket și ăsta îl faci cu full transposer -ul. sau co oven. Deci noi trebuie să facem un Cow coven. Deci, practic, trebuie să tăiem un chest. Oh, nu, cred că îl distruge pe tot. nu, ba da, ba nu. Mamă, cât agrivă lu avem. Putem să-l folosim da? Putem face concrete, yay! Că suntem totuși pe Minecraft 1.15 1, sau 1.13, deci avem concrete, which is great. Uh, pattern chest, parcă mai lipsește ceva. Inkers Construct, Stencil Table, Part Builder... Ia o să decis muzica. Um, asta am făcut, asta am făcut, asta am... Oh, putem face așa! Tocmai am distrus un chest degeaba. <laughs> ok, da, un crafting table, corect, 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 corect. Uh, și cred că dacă îl punem, îl face Tool Station. De asemenea, crafting table-ul nostru să-l schimbăm și o să-l facem, uh, facem în de Nu! De ce? Să-l facem în dalor pentru că arată mai fine și gen spate unii. Which is great. mi aduc aminte că mă jucam eu pe live-uri alte alte jocuri de genul ăsta. Alte jocuri, prin alte jocuri, bineînțeles, mă refer uh, la alte moduri și ziceați voi, băi, începe cu Tinker's Construct, că te ajută și că poți să, mulți, poți să multiplici uh, diferitele obiecte. Cred că așa-i cheamă. Da, le am pus pe toate. Numai că mie nu-mi place cum stă asta cocoțat, așa că o să-l acolo eventual. Perfect. Și putem să punem în pattern chest. Bun. Acum, hai să începem să facem. Deci, prima dată, stencil. Uh, vrem să facem un băț, road, corect? Vrem să facem un cap de pickaxe, corect? Oh, și aici nu-l citești. Oh, that's sad. Acum îl citești? Da, acum îl citești. Perfect. Uh, deci, uh, hai să mai vedem aici, direct. Uh, ok, și un binding de la ciudățel, un X de la mai mic, aici X-ul, perfect. Cred că noi o să-l facem din flint pentru un moment pentru că noi nu avem altceva. Și aici putem crea Tool Road Pattern. Huh. Aha! Shift! Faza că e, în ideea, partea asta cu Ecological, ceea ce înseamnă că se repară singur, cred că cu timpul, uh, o să știm sigur că vrem cap de flint cât timp. Dar de ce? De ce nu mi-l dai? Ah! Ok, there we go. Ah, ok. Să facem un cap de flint, perfect. binding-ul, cred că... Durabilitate 40. Dacă îl fac din lemn, câte durabilitate dă? 15. Vrem să și durezi un pic, știți? Treaba asta. Uh, mining speed 2. Ok, din lemn. Mining speed 5. Categoric. Cred că o să-l facem full steel, uh, full flint, deși, da. Să-l facem tot din flint, uite așa. Și după aia mergem aici. Dăm click și... Crude 3, orice ar însemna chestia asta, măcar avem Mining Speed Attack Modifier. Durabilitatea asta cam prost. Numai că e mai bine așa. Putem să luăm flintul înapoi. Și binding pan. Putem să le punem aici. acesta e chestul nostru. Care arată destul de drăguț. Perfect, fraților. Hai să facem noi și sabia aia. Că avem gen cactus sword blade și... Na, no, ne trebuie un hand. Um, un guard. ca așa, așa numesc ăștia. Guard guard. cred că e mai bine dacă îl facem așa decât din lemn. Da, categoric. Flintul e baza pentru moment? Sper eu ca voi să nu stricați la mini prea tare. Pe principiu de... Bă, nu trebuia să faci asta din flint, ai stricat flint Flintul. Poate vrem să facem și un buzz de flint, totuși. Parcă. Hai să lăsăm flint acolo, că oricum numai acolo să-l folosim. Perfect. Și acum avem și o variantă um, pentru a se apăra, ce obțin pentru moment, pentru că după aia vă dați seama când vrem să upgradăm. Uh, imediat ce iese soarele, o să mergem noi și să... <coughs> Cum se cheamă? Oh, God! Oh, my God! Tocmai... What the... Ok. Oops. <laughs> am făcut uh, 26 de capuri de lopată. Huh. Asta ar putea fi una din probleme. Yeah, trebuia să, trebuie să am grijă când pun eu și dau click. Ecological, oricum ne trebuie numai ca să luăm clay că Clay. nu pot să fac nu. Nu, nu pot. Bun. Mari greșeală cu asta, dar nu contează pentru că acum noi o să avem un pic din noroc și o să luăm de aici. Cu puțin noroc o să dăm și de. Hopa, stone age ce ai făcut, tati. Cu puțin noroc o să dăm și de niște coal. Nu știu cât de mult vedeți voi pe ecran, dar eu văd uh, destul de mult pentru că am uh, brightness-ul la maxim. În sfârșit avem și coal, putem face torțe, fraților, și puteți să vedeți voi și voi câte ceva. Atât. Hai să... Uuuh, Pentru că da, jocul sunet. Nu prea-mi place jocul sunet. Ce-ai acolo? Voi vedeți chestia aia? Ha! Interesant. Parcă e un bug, parcă cu cât mă... What the... În fine, hai să luăm noi căulul, să facem torții, eventual o să vrem și destul de mult... Um, destul de multă piatră, pentru că furnalele nu mai sunt ce au fost. Mai nou, furnalele se craftează cu compressed cobblestone, ceea ce practic înseamnă nouă cobblestone într-un bloc de compressed cobblestone um, și la început e nasol, că gen nu avem atâta cobblestone și ne trebuie 4 compres stone dacă nu mă înșel. Dar oricum ceva pe aproape, putem să ne uităm, tocmai s-a stricat și pick Iar eu nu am flint. Dar cred că vine ziua. Da, e zi afară, perfect. Trebuie să reparăm cu capuri de... Dacă ar merge, ar fi fine. Nu cred. Nope. Deci asta poate să rămână acolo pentru moment. Hai să luăm noi mai mult flint. Opa. Tu trebuie să stai acolo, tati, că dacă ai ieșit... O să-mi dai tu mie o, 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 una de aia nasoală, știi? Oh, ce asta? Infernum. Infernum Infernium Essence. Și asta? Aquamarine Shale. E gravel. Bun. Hai să nu mai alerg așa de mult. Uhu, -huh, Ha? Cât? 12? Doar 12? Doar 12. Băi, ne Cât durabilitate mai e? Cum vând durabilitatea? <laughs> broken. <laughs> Cred că e destul de durabilitate. La mine fac cu mâna, decât să... Foarte mult grever. Băi, nu mai alergat doamne, ferește. Foarte slabe chestia asta de stil. de flint, dar o să... Unde ești? Că vreau să te mor. Bun. Două string. Ori facem... Ori strângem ca să facem pat. Ori. O, oh, la aici, -ai, -ai, epitata. Bravo, boss Ori strângem ca să facem pat cu el, ori facem o de asta de pescuit. Ceea ce pare să fie destul de interesant. Bun, hai să încercăm aici. Deci, pe tine te-am făcut. ne trebuie clay. Hai să mergem după clay și cu ocazia asta să mai tăiem niște lemni. Cum să faci asta? Aha. Aha. Deci ne trebuie unul de asta. Și ne trebuie un X. Ne trebuie un X. Ne trebuie un căpuț. Și de avem. Nu! No! Putem face de asta de Să facem un X. A um. a. Ah. Ok, deci aici efectiv orice chestie trebuie să o construiești. După cum puteți observa, e cumva mișto, dar și foarte sadic în același timp. Că da text time. Resursii, mai ales resursii. Nu ne trebuie mâncare obligatoriu repede. Ceva mere. Hai, mă, nu fi ciumpi. Uite ce albine. Albinuța. Băi, uh, cred că trebuie să fii clay pe undeva de aici, adică la naiba. Și asta. Ok. A, ah, uite clay -ul. Cred că l-am luat, nu sunt sigur. Da, o să mă oricum. Da, am luat clay -ul. Bun, 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 bun. Hai să... Ah, am văzut aici. Hai să vă arăt, hai să vă arăt, hai să vă arăt. Să mergem aici. Ce Nu, nu ne dă. Sunt plante de astea care dau uh, foarte multe mâncare. Ia uite. asta? Cred că e strugure? Da, încă nu e. Uh, încă nu a crescut 100%. Um, da. Hai să mai tem niște copaci de ăștia din vanila pentru ca să sperăm că să ne dea Putem continua să sperăm că orică nu. Tu? Hai mă, dați mere! Eu nu vreau lemn, eu vreau mere. Adică și lemnul e bun. Eventual. E clar că la următoarele trei urm cu următoarele tremere aduceți-mi aminte să nu le folosesc. Ce-s astea? Tu nu dai nimic, dă mâncare o vacă. O vacă, uite ce asta. Mu. Bun. Papa. Pa. Bun, bun, bun. În căutare de mâncare, fraților. Upa, ce cu asta, ne Și trebuie să avem grijă când vine noaptea. Vorbind de noapte, noaptea vine. Merg, tu îmi dai pești. Sper să-mi dai pește, mi-ai dat pește Calamar, perfect Prăjim Trebuie să facem un cuptor ca să-l prăjim Jesus Christ e Foarte ciudat că în modul ăsta ca să ai uh, camera, trebuie să apăși pe J Camera prin minimap-ul Să apăși pe J Și uh, un pic, ce de de treaba? Da. Două vaci, ok, facem crescătorii de vaci? Probabil Hai să mergem la noi uh, În casă sau pe casă, chestia asta nu cred că vreau să o mănânc chiar așa și cred că cu acel string o să fac mai mult ca sigur um, niște, sau mă rog, niște, o, o fishing road, zi cum îi zice în română. Yes, mâncare. Uh, cum se cheamă o fishing road în română?

Până mai face parte din joc și... Da, ah, e comic. Gravel avem că călău măria ta. Hai să încercăm totuși să facem treaba într-o anumită ordine. Hai să căutăm noi Furnance acum. Furnance. Deci, vedeți? Compressed Cobblestone, Cobblestone, Stone Gear și Charcoal. Compressed Cobblestone-ul. Ne trebuie 4. Stac, mă rog, de patru ori de astea, practic cum ar veni 4 ori nouă, avem doar două E deja un avans um, Cred că putem face chestia asta așa Și misiunea A, dar noi avem mai cine asta? Și, și, și-o făcut și misiunea, questbook-ul să avem mai tot timpul la noi Lu' chest, putem să-l deschidem și cu puțin noroc să ne dea ceva Fai, Dragon's Breath Ok, a ce ajută? Ok. Respirația dragonului. Interesant, interesant. Nu ne ajută pe noi acum. Categoric. Să aruncăm noi toate astea. Uite aici mâncare, frate. Uite aici mâncare. Unde ești? Perfect. facem niște mâncări ca și așa. Perfect. Bine, boss. Hai să mâncăm. Și ne-am făcut full. Crește viața. Perfect. Dacă mergem în inventar și dăm aici, putem să vedem ce fel de mâncare trebuie să mâncăm, ceea ce e foarte practic pentru că ne dau bonusuri, dacă ești la 90% la nu știu ce chestii. Uh, pe tine poți să te prăjesc? Da, perfect, prăjim și pe chestia asta. Și o să facem și un fishing road. Pentru că lipsă. <laughs> Fix pentru că lipsă, fraților. Și cred că am asta a fost cu uh, episodul din această seară, mm, pare bine că venit pe canal și v-ați mai uitat la acest, și v-ați uitat la acest videoclip la acest mod, lăsați-mă să știu și eu în comentarii dacă vă, vă place acest uh, mod pack și bine dacă vreți să continui să uh, fac videoclipuri pe el, pentru că oricum o să mă joc și de filmat oricum filmez, dar măcar ca să știu dacă like. uh, măcar să știu dacă continui să editez sau să nu bat prea tare capul. În funcție de ceea ce vreți voi și dacă vă place. Bine, dau cu punul decât de dau cu aia spartă. Bun, fraților, cam asta a fost. Eu am fost un Hoi Gaming iar voi ați fost voi și până data viitoare. Știți foarte bine, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă nu sunteți deja abonați la canal. Numai bine. Ciao.